Veste extrem de bună pentru toată lumea. Județul Hunedoara este singurul din țară în care în ultimele 14 zile nu s-a mai înregistrat niciun caz de îmbolnăvire de COVID-19, incidența la 1000 de locuitori fiind normal 0. În județ mai sunt doar două persoane care sunt tratate de SARS-CoV-2, una în Deva și una în Lupeni, dar autoritățile fac apel la populație să continue cu vaccinarea. Un astfel de apel s-a făcut recent la Romos, chiar premierul Florin Câțu, care spune că doar prin vaccinare se poate evita un al patrulea val de îmbolnăviri cu noul coronavirus, un accent deosebit punându-se în prezent pe imunizarea populației din zonele rurale. De asemenea, primul ministru a apreciat și implicarea mediului privat în campaniile de vaccinare. Îmi pare bine să văd tot felul de acțiuni al sectorului privat care îi stimulează pe cetățenii să se vaccineze. Din punctul meu de vedere, totul depinde de noi acum. Dacă să mai avem un val 4 sau nu. Avem vaccin, avem doze vaccin, avem capacitatea de a vaccina aproape 100.000 de persoane pe zi, deci lucrurile sunt toate aranjate, trebuie doar să ne vaccinăm. Campanii de informare vom avea și acum continuăm cu campanii de informare în zona rurală. Cred că ăsta este efortul în partea a doua. Dar trebuie și noi să fim responsabili. Depinde acum doar de noi, pentru că anul trecut, țineți bine minte, nu aveam vaccin, nu aveam nimic și toți așteptam soluția. A venit soluția, avem toate tipurile de vaccin care sunt în acest moment acreditate de EMA și le putem face oricând. Deci depinde doar de noi. La nivel național, în data de 25 iunie va debuta campania Orașul vaccinează satul. În județul Hunedoara, ca și în alte situații legate de vaccinare, cum ar fi organizarea caravanelor mobile sau deschiderea primului centru drive-thru, ambele fiind premiere naționale, campania a început mai devreme, fiind în plină desfășurare în comunele Dobra, Ilia, Sălașul de Sus, Sântă Mărie, Orlea, Șoimuș, Vețel și Zam. Iar miercuri și joi, aceasta va debuta la Băniță, respectiv Lelese. Vineri 25 iunie, în ziua deschiderii oficiale a campaniei Orașul vaccinează satul, va începe acțiunea la Baia de Criș, iar sâmbătă la Balșa, Bătrâna și Peștișul Mic, urmând ca apoi să se extindă treptat în toate comunele hunedorene.